Întâi o să mă prezint singur, pentru că fiind gazda dumneavoastră, n-are cine să o facă. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Claudiu Târziu. Sunt jurnalist, scriitor, editor și antreprenor cultural de peste 20 de ani. Conduc Asociația ROS de 18 ani. Poate ați auzit de ea. Și am avut o experiență interesantă ca membru al Consiliului de Coordonare Național al Coaliției pentru Familie, care, știți bine, a avut una dintre cele mai importante încercări în spațiul civic de a modifica ceva, ceea ce ne interesează pe toți, dar cu instrumente politice. Această experiență, de fapt, este una dintre cele care ne-a dus astăzi aici. Întrucât am realizat atunci că nu e suficient să lucrezi din societatea civilă. Dacă vrei să schimbi ceva cu adevărat important, trebuie să intri în lupta politică. Îmi voi permite să fac o foarte scurtă introducere în subiectul congresului nostru de astăzi și după aceea voi da cuvântul invitațiilor noștri, dar nu înainte să vă salut încă o dată cu toată inima. Simt dinspre dumneavoastră o energie puternică și bună care mă face optimist, mă face să cred că vom izbândi de data aceasta. Vă mulțumesc că ați făcut acest gest de a vă sacrifica o după-amiază de duminică toridă, în care putea să faceți lucruri poate mai plăcute trupului, dar vă asigur nu și sufletului. Așadar, le voi mulțumi tot acum de la început reprezentanților partidelor care neparlamentare, care invitate la congres au onorat această invitație. Și mă refer aici la domnii Cătălin Raia, de la Partidul Național Român, Valentin Lixandru, de la Partidul Alternativa Dreaptă, Alexandru Căpățână, de la Partidul Dreapta Liberală, Ovidiu Danteș, de la Partidul România Noastră, Cătălin Amiroaie, Florin Bănică și Aurelian Ivan, de la Alianța Creștin-Democrată, domnul general Mircea Chelaru, de la Partidul Neamului Românesc, și domnului Horațiu Șerb, de la Partidul România Unită. Vom începe cu doamnele, pentru că noi suntem de orientare conservatoare și doamnele noastre nu refuză să le deschizi ușa, să le așezi scaunul, să le dai cuvântul mai întâi, știind bine că asta nu este un semn al slăbiciunilor, ci un semn că bărbatul își îndeplinește rolul lui ontologic, cu care a fost hrăzit de Dumnezeu, și anume unul dintre rolurile cele mai importante, cel de cavaler, sau dacă vreți, un cuvânt mai modern așa, protectiv. Mă gândeam că tocmai faptul că vom începe cu doamnele va da prilej unor adversari de idei, progresiști, să le spunem, deși regresiști este cuvântul care caracterizează mai bine, de a spune, iată, mentalitatea patriarhală și aici au băgat femeile în față. Vă rog, sper că doamnele noastre vor trece cu umorul cuvenit peste un astfel de moment, dacă el se va întâmpla. Și nu putem decât să ne bucurăm că între atâția bărbați care pun la cale politica zilei se află și femei de ispravă. Vă rog să le aplaudăm înainte de a le invita în scenă. O voi ruga să ia cuvântul prima pe doamna Zoie Rădulescu, care este un simbol al luptei anticomuniste,
de 30 de ani se află pe frontul ăsta în mod deschis, pentru că și vremurile au permis-o. Dânsa este fiica legendarului Gogu Puiu, cel care a condus rezistența anticomunistă armată din Dobrogea. S-a născut în închisoare, acolo unde se afla mama dânsei, arestată de către comuniști, și a petrecut primii 2 ani de viață în pușcărie. Are o experiență vastă, a fost vicepreședinte al PNCCD și este una dintre cele mai dragi prietene ale noastre. O invităm cu tot dragul.